Judecătorul din Rezina, Andrei Balan, suspendat din funcție pentru că l-a eliberat din pușcărie pe killerul Vitare Proca, a fost amnistiat, scrie ziarul de gardă. Suspendat din funcție în octombrie 2016 de către Consiliul Superior al Magistraturii, Andrei Balan a cerut anularea suspendării și repunerea sa în funcție de judecător. Solicitarea lui vine după ce, la 29 decembrie 2016, procurorii au clasat dosarul lui Balan pentru că faptele sale cad sub incidența legii privind amnistia. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii au dispus anularea suspendării lui Balan din funcție, dar cu propunerea către președinte de a-l demite. Pe 11 octombrie 2016, la sesizarea procurorului general interimar, Consiliul Superior al Magistraturii și-a dat acordul pentru pornirea urmăririi penale în privința judecătorului judecătoriei Rezina Andrei Balan și totodată l-a suspendat pe acesta din funcția de judecător până la rămânerea definitivă a hotărârii în cauza respectivă. Cererea din octombrie a procurorului general către CSM de a fi permisă pornirea urmăririi penale și tragerea la răspundere penală a judecătorului Andrei Balan pentru pronunțarea cu bună știință a unei încheieri contrare legii a venit la 6 ani după ce în 2010 judecătorul Balan l-a eliberat contrar legii pe killerul Vitale Proca. După eliberarea nefondată a condamnatului Vitale Proca, în perioada în care urma să-și spășească pedeapsa stabilită de instanțele naționale, acesta a comis o serie de alte infracțiuni deosebit de grave pe teritoriul altor state. O altă decizie controversată a judecătorului Andrei Balan a fost cea de eliberarea cetățeanului turc Karalar Murat Hamza, șoferul mașinii care transporta în martie 2008 prin Chișinău 200 de kilograme de heroină. Acesta a fost eliberat condiționat înainte de termen printr-o încheiere emisă de către judecătorul din Rezina Andrei Balan, deși pe acest dosar nu exista încă o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă. La scurt timp după ce a fost eliberat, turcul Karalar Murat a părăsit Republica Moldova. Ulterior, autoritățile au anulat eliberarea șoferului heroinei și l-au anunțat în căutare, scrie ziarul de gardă. Un grup de copii susținut de Centrul de Informare și Documentare privind drepturile copilului din Moldova au prezentat raportul privind respectarea drepturilor copiilor în Republica Moldova. Unul dintre drepturile pe care le-am monitorizat a fost dreptul, adică protecția la față de exploatare prin munca copiilor. Noi am avut scopul să colectăm informații și prin intermediul focus grupurilor, chestionarilor, noi am completat raportul cu diferite recomandări, studii de caz, constatări și pe care le puteți vizualiza și pe platforma copiilor. Am concluzionat că anual un număr mare de copii de diferite vârste sunt angajați la munci, precum în câmp, pe șantier, chiar și în localuri publice, fără ca angajatorii să încheie cu ei un contract de muncă și având un orar necorespunzător vârstei. Chiar dacă în lege este stipulat că începând cu 15 ani copiii pot lucra până la 5 ore pe zi, iar cei între 16-18 ani până la 7 ore pe zi. De exemplu, în sfera de servire, copiii deseori ajung să lucreze mult peste limitele de ore legale, ajungând chiar să lucreze și pe timp de noapte sau în zile de odihnă. Copiii acceptă să lucreze în astfel de condiții, fiindcă nu-și cunosc în primul rând drepturile sale la locul de muncă, în al doilea rând, ba chiar vor singur să-și câștige banii săi de buzunar, însă deseori duce la faptul că duce la abandonul școlar. Este doar unul din abuzurile semnalate. Copiii au prezentat constatări și recomandări privind respectarea drepturilor lor la educație, protecție non-violență, abuz și neglijare, dreptul la sănătate, protecție față de exploatare prin muncă și un mediu familial armonios. Raportul a fost elaborat de 49 de copii și tineri din 21 de regiuni ale țării, inclusiv Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia și raioanele din stânga Nistrului. În luna februarie 2017 copiii vor prezenta raportul la Geneva. Mai multe detalii aflați în ediția de la ora 20. Liceul teoretic Alexandru cel Bun din Rezina le dă întâlnire absolvenților. Cei care au absolvit instituția fie când era școala medie numărul 1, fie de când are statut de liceu, toți sunt așteptați sâmbătă pe 4 februarie la ora 16 în sala mare la o seară de amintiri. Potrivit administrației instituției, generațiile de absolvenți sunt așteptate în fiecare an, iar evenimentul le aduce de fiecare dată amintiri frumoase și emoții de neuitat atât foștilor absolvenți cât și dascălilor. Timp de 3 decenii, sute
de absolvenți au trecut treptele instituției, inițial fiind școala medie numărul 1 din Rezina, ulterior liceul teoretic Alexandru cel Bun.